Astăzi îmi poți spune Iisus. Vrei să știi de ce? Pentru că voi transforma conopida în orez. Poate te întreb de ce? Poate te-ai plictisit de gustul de orez. Mai vrei și tu o schimbare? Sau poate vrei mai puține calorii? Poate că ai nevoie și nu știi? Vreau să văd cum e. Sunt curios. Excelentă! Salut! Astăzi îți voi arăta cum să faci orez din conopidă și cum să-l gătești. Pentru că nu e aceeași modalitate de gătire și același timp ca la orezul normal. Hai să-ți arăt ce ingrediente voi folosi eu. Evident, conopidă. Da? O să folosesc o mică parte din ea, pasta, rep, un kil și ceva. Nu o să folosesc atât, eu o să fac două porții de mâncare, atât vreau să-mi fac momentan. Ardei iute, o ceapă, voi folosi evident sare, piper, boia iute, granule de usturoi și usturoi pe lângă asta, să aibă un gust bun. Și voi mai folosi turmeric pentru culoare. Dar, desigur, dacă vrei să încerci orezul din conopidă, poți să faci felul tău de mâncare preferat cu orez și înlocuiești orezul. E o alegere sănătoasă, mai puține calorii, mai puțin carbohidrați și e gustos. Prima etapă și cea mai importantă e să faci orez din conopidă. Pentru asta sunt vreo două variante. Dacă ești masochist, asta e prima variantă, te apuci și stai și rupi cu mâna conopida. O să te plictisești la un moment dat. Varianta a doua, pe care am ales-o și eu astăzi, este să dau pe răzătoare conopida. Să-ți explic de ce folosesc un bol. Pentru că o să stară conopida în toate părțile și așa cel puțin o să prim mai mult din ea. Nu o să ajungă peste tot. Nu trebuie să fac curat după asta. Și să nu uiți o chestie. Ai 10 degete la mâini. Să nu lași în bol din ele. Da? Și pur și simplu te apuci și dai trăzătoare. Deja a început să sară în toate direcțiile. O să mai cadă și bucăți mai mari. Poți să le iei după aia. Mai dai un pic trăzătoare. Ideea e că vor fi dimensiuni diferite. Nu o să fie toate la fel. Într-o tigaie am încins niște ulei și acum vom adăuga ceapă tăiată fin, ardei tăiat fin, ardei iute și usturoi. Și va trebui să ne asigurăm că ardeiul și ceapa sunt gătite cât de cât bine până să adăugăm conopida, pentru că conopida se face în 2-3 minute, maxim 5, dacă vrei să o faci foarte pătrunsă, dar nu-ți recomand. Dacă vrei să o ții 5 minute, mai bine te apuci și faci un piure de conopidă. Dacă vrei textură să fie un pic mai crocantă, poți să o ții puțin. N-are rost să o ții prea mult. Acum a venit momentul să adaug conopida. Atâta conopida am
Dată răzătoare. Și acum trebuie să amestecăm. Să avem grijă să nu ținem conopida prea mult pe foc. Uite ce bine arată rețeta de orez din conopidă. Sigur, tu poți să faci cum vrei. Poate preferi, poate mănânci de obicei orezul cu pui sau, nu știu, cum vrei tu. Îl faci cum vrei, doar că înlocuiești conopida dată pe răzătoare, o bagi în locul orezului. Vreau să văd cum e. Sunt curios. Excelentă. Trebuie să o încerci. E genială, e sănătoasă, are puține calorii față de orez și poți să o folosești ca garnitură, ca rețetă vegană sau ca fel principal. Eu o voi folosi ca garnitură, de asta nu am folosit carne sau ceva de genul. Îți recomand să încerci. Îți plac rețetele mele și vrei să fii la curent cu toate rețetele pe care le postez? E foarte simplu. Tot ceea ce trebuie să faci e să dai like paginii de Facebook Spice Up sau să te abonezi pe canalul de YouTube Spice Up.